Proiect al administrației publice locale în Câmpia Turzii. Acesta este motivul pentru care v-am invitat astăzi aici, pentru că iată că proiectul pe care noi l-am promovat în luna septembrie acestui an începe să dea roade și rezultatele lui încep să se vadă. Dați-mi voie să vă prezint invitații mei la această conferință de presă, domnul Adrian Soporan, maestru de ceremonii, și domnul Dragoș Pădurariu, șef bucătar. Și am invitat astăzi în calitate de organizatori a unui concert caritabil pe care îl organizează împreună cu Asociația Liberalism pentru Comunitate, asociație a cărui președinte sunt, însă nu în această calitate v-am invitat astăzi aici, ci în calitate de primar al municipiului Câmpia Turzii, pentru că cele două persoane prezente astăzi în fața dumneavoastră, împreună cu Asociația Liberalism pentru Comunitate, organizează, așa cum probabil știți deja, un concert caritabil pentru ajutorarea a doi cetățeni ai municipiului Câmpia Turzii, Sabrina, cu fetiță de 2 ani și 2 luni, și Tiberiu, un băiat de 27 de ani, ambii diagnosticați cu leucemie. De ce spun că acest concert caritabil se mulează perfect și face parte integrantă din proiectul mare Fii responsabil, fii partenerul meu? Pentru că dacă mai aveți proiectul pe care vi l-am dat la momentul lansării, veți vedea că la obiective aveam conștientizarea importanței atitudinii participative și a implicării în activități ce țin de buna funcționare a comunității locale, precum și stimularea participării active a cetățenilor la demersuri inițiate de către administrația locală și consolidarea cooperării între ONG-uri și parteneriatul public-privat. Ce am constatat după promovarea acestui proiect, și eu cred că nu este doar meritul proiectului, cât este meritul unor activități pe care Asociația Liberalism pentru Comunitate le-a desfășurat în decursul ultimilor 2 ani de zile, o solidaritate socială fantastică la nivelul municipiului Câmpia Turzii. Toată lumea urmărește rețelele de socializare și cred că se observă cu ușurință modul în care cetățenii din Câmpia Turzii înțeleg să se implice activ în viața comunității noastre și sunt solidari cu cei care se află în suferință. Am inițiat în calitate de primar o întâlnire cu cei doi domni, niște oameni cu suflet mare, și trebuie spus asta, pentru ca împreună să putem organiza, fiecare cu ceea ce poate, să organizăm acest concert caritabil. Dacă vreți să vorbim despre cei doi tineri sau cei doi copii, cum vreți să-i luați, vorbim despre Sabrina Maria, care are 2 ani și 2 luni și care a fost diagnosticată cu leucemie în cursul lunii septembrie. Are nevoie de internări frecvente care vor dura aproximativ 10 luni de zile, iar tratamentul pe care urmează să-l urmeze durează aproximativ 2 ani de zile. Dacă vorbim despre Tiberiu, este un absolvent al Facultății de Construcții Civile din Cluj-Napoca. Tot în urmă cu vreo 2 luni de zile a fost și el diagnosticat cu leucemie. Problema este mult mai gravă la Tiberiu, pentru că el nefiind compatibil cu fratele său, Mihai Suciu, fost angajat al primăriei municipiului Câmpia Turzii, urmează să sufere un tratament sau să urmeze un tratament medical în străinătate, în Italia, tratament care costă în jur de 100.000 de euro. Pentru aceste două persoane există o mobilizare, așa cum am spus, și o solidaritate socială fantastică la nivelul municipiului Câmpia Turzii, ocazie cu care vreau să le mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în organizarea acestui proiect, dar mai ales a celor care au înțeles că cei doi semeni al lor au nevoie de ajutor. Și pentru asta au organizat grupuri de licitații, au organizat donații și au înțeles să
se oblige a participa la evenimentul pe care îl organizăm vineri. Vreau să le mulțumesc lui Adrian și lui Dragoș pentru că m-au convins că la nivelul municipiului Câmpia Turzii există oameni pentru oameni și că se poate dărui o speranță și se poate dărui, sperăm noi, și o viață. Sau în cazul nostru, două vieți. Vreau să le mulțumesc de asemenea artiștilor care au înțeles să participe gratuit la organizarea acestui concert. Parte dintre ei din artiști de muzică populară din Câmpia Turzii, alții din alte zone ale țării. Vreau să le mulțumesc șefilor bucătari care vor participa la acest eveniment și vreau să mulțumesc mediului privat din Câmpia Turzii, oamenilor de afaceri care au înțeles să contribuie fiecare cu sume de bani sau cu produse pentru organizarea acestui spectacol. Pentru sprijin și domnului Radu Zărnescu cu Asociația Culturală Euroest Alternativ. Fiecare, tot ce vom găti va costa 10 lei, indiferent că va fi la ceaun sau la grill. Vreau să specific chestia asta, că foarte multă lume m-a întrebat dacă va fi gratis sau cu bani. Și cam atât. Și vreau să le mulțumesc colegilor bucătari care au acceptat să vină să mă sprijine ceea ce mi-am propus să fac. Vreau să vă spun că toate sumele de bani care se vor aduna ca urmare a acțiunii organizate de către Dragoș vor merge la cei doi tineri. Tot ceea ce înseamnă legume, fructe, carne și așa mai departe, toate au fost asigurate de către oamenii de suflet din Câmpia Turzii. Și nu numai, da. Te rog, Adi. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această conferință. Foarte pe scurt vreau să vă prezint de fapt cum s-a întâmplat și de ce ne aflăm noi astăzi în fața dumneavoastră. Eu și cu Dragoș am fost invitați pe un grup pe Facebook, acum Facebook-ul e în mare floare și toată lumea se poate promova sau își face promovare sau poate ajuta pe acest site de socializare. Am fost invitat să participăm la acest grup și acolo Dragoș a venit cu o idee foarte bună. El a zis, haide să ajutăm fiecare cu ceea ce știe mai bine să facă. El fiind șef bucătar a zis, măi, o să gătesc pentru aceste două cazuri. Eu, organizând evenimente, am zis, ok, haide că apelez și eu la o parte din colaboratorii mei care pot să fie prezenți la acest eveniment caritabil și să facem ceva frumos. Din asta a rezultat evenimentul organizat împreună cu cele două asociații de care amintea și domnul primar. Putem dori o speranță, putem dori o viață. Acest eveniment va avea două părți. O parte de la ora 1 va începe acolo pe platoul sălii sporturilor, unde Dragoș împreună cu participanți de la Masterchef și de la Chef la Cuțite o să gătească pentru aceste două cazuri și exact așa cum a spus și Dragoș, tot ceea ce se va vinde se va transfera în conturile celor două persoane aflate în cauză. De la ora 5, pe bază de donație, va fi intrarea la concertul caritabil, care va fi în sala mare a Casei de Cultură, unde o să participe artiști locali, bineînțeles, și artiști cu renume, capul de afiș fiind Marius Ciprian Pop, pe care am reușit să îl aducem și zic să îl aducem pentru că aici a contribuit și domnul primar Dorin Ojigan, căruia îi mulțumesc pentru implicare în acest proiect. Ce vreau să vă mai spun este, sau vreau de fapt să îndemn cam toți locuitorii din Câmpia Turzii, cu mic, cu mare, să vină la acest eveniment și să susțină aceste două cauze. Pentru că, din punctul meu de vedere, acum și la acest eveniment și nu numai la alte evenimente caritabile, putem să dovedim și putem să ne definim ca oameni. Și zic oameni să se înțeleagă cu majuscule scris, pentru că atunci omul poate să ajute pe altcineva când este într-o situație de genul. Din punctul meu de vedere, va fi un eveniment reușit. Acum să sperăm că se vor aduna o grămadă de bani, pentru că, credeți-mă, sunt costuri mari, spre foarte mari,
pentru tratamentele acestor două cazuri, Sabrina și Tiberiu. Unul, să arătăm cetățenilor din Câmpia Turzii că proiectul Fii Responsabil, Fii Partenerul Meu funcționează și le mulțumesc pentru asta. Și al doilea, să îndemn să participe la acest eveniment și să cumpere mâncare, dacă este cazul, pe care la rândul lor o pot dona unor oameni săraci care sunt convins că vor fi acolo și să participe dincolo în sala de, în sala de spectacole, la eveniment, pentru unde iarăși să doneze, pentru că cu adevărat aceste două persoane au nevoie de ajutorul nostru. Și acum putem dovedi că la Câmpia Turzii solidaritatea funcționează. Eu vă mulțumesc, dacă aveți întrebări, cu mare drag. Ce sumă de bani sperați că se va aduna în urma evenimentului? Iar dacă nu va fi suficientă, cu ce veți continua ca să-i ajutați până la capăt? Acum, sunt convins că nu va fi suficientă, pentru că, repet, numai doar în ceea ce îl privește pe Tiberiu, vorbim de o sumă de în jur de 100.000 de euro. Sunt convins că nu vom putea aduna această sumă. Dar este un pas pe care comunitatea îl face. Nu știu cât va fi. Ca președinte al Asociației Liberale pentru Comunitate am organizat astfel de evenimente, ați fost toți invitați. Au fost evenimente la care m-a adunat, știu, o sumă maximă care a dat-o era undeva la vreo 260 de milioane. Au fost evenimente care am adunat 70 de milioane, 80 de milioane. Deci lumea este imprevizibilă. Nu putem estima o sumă de bani, eu sper să fie cât mai mare. Am adunat, de exemplu, dacă vă aduceți aminte, am organizat un turneu de fotbal, evenimentul se numea Sănătate prin Mișcare, pentru un băiețel al doamnei Hopârtean Flavia, care în urma sau după ce a primit acea sumă de bani a plecat la un tratament în Spania și vreau să vă spun că în urmă cu o lună de zile am văzut copilașul mergând pentru prima dată prin mall, urmărit de părinți. Deci se poate. Totul este puțină voință. Asta putem face noi acum. Nu vă ascund că am apelat și la marile televiziuni. Le-am invitat să participe alături de noi și să susțină cauza celor doi tineri. Sperăm să se implice și ei. Restul cred că este nevoie și de bunul Dumnezeu. Vineri, cam în aceeași perioadă la prânz, mai este un eveniment la Câmpia Turzii sau, mă rog, o acțiune. Cum credeți că nu se vor încurca acțiunile una pe alta? Nu. Deci la evenimentul de care vorbiți este vorba despre un alt eveniment din cadrul aceluiași proiect Fii Responsabil, Fii Partenerul Meu. Este vorba despre plantare de pom cu copiii din oraș, eventual angajații primăriei, care începe la ora 1. La durează o oră, probabil. După aceea vom merge cu toții pe platou. Evenimentul nu este organizat doar pentru copiii de la școlile din oraș, cât este organizat sau pentru angajații primăriei, este organizat pentru tot orașul. O să fie lume suficient acolo care să se bucure de la ora 1 de bunătățile pe care Dragoș și colegii lui le vor găti. Nu cred că se vor încurca. După aceea vom merge acolo. Vom participa și la spectacol. Pe de altă parte vreau să spun că data și ora organizării acestui eveniment este dată și de programul artiștilor, respectiv a șefilor bucătari. A fost într-adevăr mai multe date la care noi ne-am gândit, însă până la urmă, încercând să corelăm programul nostru cu programul lor, până la urmă am stabilit această dată, asumându-ne riscul ca primarul să lipsească o oră de acolo, pentru că merge să planteze pom. Și ca să-l completez pe domnul primar, eu zic că este binevenit această manifestație de a planta pomi prin oraș. Și imediat după, copiii sau oamenii fiind probabil flămânzi, foarte bine se suprapune cu ceea ce facem noi. Am înțeles. Astfel de evenimente de întrajutorare, sau cum să le numesc, sunt binevenite. De obicei, în comunitățile mai mari există situații în care sunt mai multe cazuri decât cele pentru care se pot organiza. Administrația locală și societatea civilă, să numesc așa, la modul general, s-a mai implicat, chiar dumneavoastră a spus, domnule primar. La momentul de față sunt doar singurele două cazuri din Câmpia de care știți. Vorbind despre leucemie, sunt singurele două cazuri despre care știm. Dacă mă întrebați pe mine, mâine aș mai organiza un astfel de eveniment pentru copii cu autism. Pentru că acei copii cu autism au probleme și ei reale zi de zi. Au nevoie zi de zi de ajutorul comunității și au nevoie zi de zi de bani. Pentru că, de exemplu, Asociația Autism Câmpia Turzii funcționează într-o casă de pe strada Aurel Vlaicu în chirie. Chiria este destul de mare.
Este greu de la niște părinți care oricum cheltuie sume foarte mari de bani pentru tratamentul copilor și pentru care fac absolut orice sacrificiu să mai suporte și acea chirie. Dar o fac că nu au ce face. Aici deja implicarea societății civile se vede de asemenea, pentru că cunosc firme din oraș care sponsorizează prețul chiriei sau parte din prețul chiriei. Și să înțelegem că la momentul de față cele două cazuri despre care discutăm acum au nevoie cea mai mare de bani. În momentul acesta, da. Și e cumva... În momentul acesta, da, și în mod special Tiberiu, chiar dacă acum, ceea ce o să spun acum s-ar putea să, și încerc să-mi aleg cu foarte mare grijă cuvintele, în momentul acesta viața lui Tiberiu este mai în pericol, ca să spun așa, decât viața lui Sabrina. Sabrina are șanse mari de recuperare, am vorbit cu părinții și Sabrina are șanse de recuperare undeva de la vreo 80% dacă urmează acel tratament. Problema la Sabrina este că tratamentul pe care îl urmează presupune niște proceduri foarte dureroase. Și atunci este nevoie de sume de bani care să acopere o injecție, nu știu de care, care atenuează acele dureri. Dar Sabrina are șanse reale de a-și reveni dacă își urmează tratamentul. Din coace la Tiberiu presupune un transplant de măduvă, din câte știu eu, care v-am spus costă foarte mulți bani și fără de care viața lui este în pericol. Să nu uităm că în urmă cu câteva luni a mai fost un caz la Câmpia Turzii, Nicu Șumandea. Vedeți și de ce spuneam eu că fii responsabil, fii partenerul meu, funcționează. Atunci nu exista acest proiect. Și societatea civilă nu a reușit să se implice de așa manieră încât poate să-i salveze viața, cum sperăm noi să reușim cu Tiberiu. Și să înțeleg prin ceea ce tocmai ați spus, că dacă la momentul ăsta nu era proiectul fi responsabil, nu se întâmpla evenimentul? Nu știu dacă se întâmpla. Eu zic că la momentul ăsta s-a lansat într-adevăr o solidaritate socială maximă, care eu zic că se datorează și acestui proiect, administrației locale. Dar făcuseți dumneavoastră legătura și... Da, da, ne asum. Eu zic că proiectul are un mare rol pentru că lumea... Și aia să vă mai spun o chestiune tot vis-a-vis de acest proiect. Mergeam sâmbătă la meci la Industria Sârmei cu Cluj. Și mergând pe jos, pe strada Retezatului, la un moment dat, pe o alee în stânga, văd o mulțime de oameni, toți cu mături, cu greble, cu... pături pe care adunau frunze și așa mai departe. Și bineînțeles că m-au oprit și m-am dus la ei și i-am felicitat. Și mi-au spus că erau toți cetățenii din blocul respectiv care făceau curățenie în jurul blocului. No, i-am felicitat normal, mi s-a părut că atitudinea lor este una civică care se mulează pe acest proiect. Și mi-au spus că au văzut și parte dintre ei au și participat la lansarea proiectului și nu pot rămâne indiferent și ei au hotărât să-și facă ei curat în jurul blocului. Este o atitudine civică care merită lăudată. Înseamnă că lumea a auzit despre acest proiect și că funcționează. Asta este părerea mea, chiar dacă sună laudă. Mi-asum lucrul ăsta. Domnule primar, trăim într-o societate și într-o perioadă în care lumea este rea. Vă puteți asuma un atac din partea adversarilor politici care să spună că încercați să acaparați capital de imagine? Nu mă interesează ce spun ca adversarii politici, pentru că aici nu vorbim de politică. Aici vorbim și... Eu am postat în calitate de președinte Asociației Libertăți pentru Comunitate acum două zile, parcă am făcut o postare în care am zis că de fapt noi am fost de la început sau eu am fost de la început sau înainte ca cei doi am vorbit cu mama Sabrine la telefon și ne-am oferit să donăm sânge și așa mai departe, însă tocmai de asta am stat la o parte să nu se interpreteze așa, dar în fond la rugămințile celor doi prieteni prezenți astăzi aici am zis, de ce să nu mi-asum? În fund, să facă și adversarii noștri politici, dacă chiar vor să facă o dispută politică din asta, să facă și ei astfel de evenimente. Nu îi împiedică nimeni. Așa. Îmi zicea unul dintre consilierii locali PSD și nu vreau să-i dau numărul la... După ședința de Consiliul Local de luna trecută, că vor să organizeze un turneu de fotbal pentru și dacă le dau acordul pentru a folosi sala sportului. Am zis, bineînțeles că da, nu-i nicio problemă. Dar n-am mai venit. Dacă vin mâine, au ok-ul meu. Dar n-aș vrea să transformăm asta într-o chestiune politică. N-are nicio legătură cu politica.
Aici nu vorbim de președintele PNL, Dorin Lojigan, aici vorbim de primarul municipiului Câmpia Turzii, care este implicat într-o activitate fără de care nu puteau să organizeze, pentru că au avut nevoie de acordul primăriei de a folosi sala. Nu mă înțelegeți, deși, domnule primar. Nu eu am spus chestia asta, numai că... Nu, îmi asum, sincer. Știți ce se face, știți cum se manipulează, știți cum se vorbește și știți care, ce țintă sunteți dumneavoastră în calitate de primar. Repet, îmi asum acest rol și scopul meu este să adunăm cât de mulți bani pentru a salva vie sau ajuta la salvarea vie. Restul nu mă interesează. Dacă s-ar întâmpla ce zice Ovidiu, v-ar face un bine. Dar nu, repet, nu vreau. Și eu am vorbit și cu părinții lui Sabrina și ei au zis, domnule, că de fapt de asta nici n-am dat. Vă repet, eu cu două săptămâni înainte de a apărea acel grup pe Facebook am luat legătura cu părinții Sabrinei și le-am zis, dacă sunt primarul, cu ce vă putem ajuta pentru că vrem să ne implicăm. Și au zis, domnule, nu vrem să fie discuții, dacă avem nevoie apelăm la dumneavoastră. Au apelat pentru donare de sânge. Săptămâna viitoare vom merge un număr mare, dar nu zic din partea cărei organizații, ca să nu fie discuții, vom merge să donăm sânge. Deci, dacă genul ăsta de atacuri vor să-l folosească, este problema lor. Mâine este nevoie pentru cei doi? Nu contează că sângele nu se donează pe persoana acolo. Te duci indiferent de grupa sanguină, zici că e pentru Sabrina și ei dirigează grupa de sânge de care Sabrina are nevoie, indiferent ce, pentru că grupa ta va merge probabil la alt. Am înțeles. Ați estimat vreo sumă care urmează să fie adunată în urmă? Nu putem. Am întrebat și Daciana. Nu putem. Aici răpune la atitudinea lor. Mâine am o întâlnire tot în cadrul proiectului cu peste 100 de oameni de afaceri din Câmpia Turzii pentru a încerca să înființăm clubul oamenilor de afaceri, care să fie o interfață între administrația publică locală și mediul privat din Câmpia Turzii. Sper ca oamenii de afaceri din Câmpia Turzii, după ce le voi explica ce înseamnă acest spectacol, să vină acolo și să participe cu sume de bani și sunt convins că o vor face. Cu permisiunea ta, Ovidiu, aș dori să am și un răspuns la întrebarea pe care a adresat domnul primar. Nu aș vrea ca acest eveniment să fie unul politic și să se ducă în sfera PNL sau alte cele. Sunt 100% convins că oricine era primar al municipiului Câmpia Turzii, dacă am venit eu cu Dragoș spre a propune sau a cere anumite informații și sprijin, sunt 100% că ne-ar fi ajutat. Deci aici, în acest eveniment, nu este vorba de Adrian Soporan, de Dorin Lojigan sau de Dragoș Pădurariu, este vorba de ceea ce putem noi să facem. Și zic, când zic noi, zic împreună toată comunitatea din Câmpia Turzii și nu numai. Dar eu vă mai dau un argument. Eu sunt membru PNL. Da. Adrian Soporan este membru PC sau ALDE, ce e acolo? Și taică-s-o este consilier local ALDE. Deci nu suntem, ca să zic... Tatălui nu este consilier local, este consilier PPUSL, așa. Ca idee, deci, nu sunt membru politic. Nu ești membru politic. Să zice că nu mai faci parte din PNL. Da. Deci de asta zic. Avem viziuni politice diferite, eu și Adrian. Dar asta nu ne împiedică la un astfel de eveniment să colaborăm. Și am colaborat foarte bine pe acest eveniment. Foarte bine. Și mulțumesc pentru că... pentru modul în care am colaborat. Și lui și la Dragoș, evident. S-a vehiculat la un moment dat ideea, am discutat cu mai mulți oameni și m-au întrebat dacă n-ar fi posibil ca forul deliberativ local, Consiliul Local Câmpia Turzii, să elaboreze un proiect de hotărâre de ajutorare a acestor doi tineri. Nu știu dacă există bază legală. Uitați, o să mă interesez. Nu știu dacă există bază legală pentru așa ceva. Nu știu. O să întreb și dacă există, nu ar fi nicio problemă. Dar eu n-am mai auzit din 96, de când sunt în administrația publică locală, n-am auzit de astfel de ajutoare acordate. Acordate în mod legal, ca să nu vină după aceea Curtea de Conturi să ne ia la întrebări. Nu știu, o să verific. Domnul Pădurariu, ați vorbit mai puțin și probabil sunteți unul dintre motoarele. Oh, e motorul principal. Și este foarte răcit și de aia avut. Vreau să vă întreb, ați anunțat un număr de colegi ai dumneavoastră care vor participa la eveniment. Nu știu, au confirmat-o prezența. Da. Și
eventual puteți să spuneți de ce i-ați invitat pe aceștia, au existat, nu știu, niște criterii sau de ce ați apelat la ei, de ce atâția și nu mai mult sau nu mai puțin? Pur și simplu s-au auto-invitat singuri. Am spus doar ceea ce vreau să fac și ei au zis că vor să vină să mă sprijine. În funcție de și cât a fost liber, să înțelegeți. Normal, normal, normal. Bine, Dragoș nu este la primul eveniment de genul ăsta. Cu Dragoș am avut o colaborare în urmă cu nici nu, o lună de zile, cred că când au ars acele case din, cartier, din colonia Goldiș, când de asemenea a gătit pentru sinistrații de acolo, atunci la ziua recoltei, exact. Din păcate, atunci n-am apucat să gust, acum sigur voi apuca să gust mâncarea pe care o facem. Pe bani, domnul primar. Nici nu vă gândiți. Dacă plantați cu plași, veți fi flământ, cum zicea. Da. Bun. Dacă nu mai există alte întrebări, eu vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Îndemn încă o dată prin intermediul dumneavoastră cetățenii municipiului Câmpia Tuzii să participe la acest eveniment și să fie alături de semenii lor. Și vă așteptăm și pe dumneavoastră la eveniment, că domnul Marian poate cumpăra și dumneavoastră de 10 lei o fasole cu ciolan. Mi se pare că am nevoie. Da, pentru că o să veniți și la plantarea de copaci și o să fiți flământ. Apropo, pe această cale aș dori să vă invităm și pe dumneavoastră presa locală la acest eveniment și să, nu știu, să contribuiți și dumneavoastră chiar cu bani, dacă este necesar, să le fim alături celor două cazuri. Dacă nu, măcar cu promovarea evenimentului. Sau cu promovarea evenimentului. Vă mulțumim. Vă mulțumim foarte mult.